Rafturile sau polițele mobile sunt niște elemente foarte importante atunci când vorbim despre mobila unei case. Așadar, astăzi îți prezint trei variante pe care le folosesc atunci când vine vorba de polițele sau rafturile mobile. În imagine avem un dressing cu uși glisante, cu 6 rafturi sau polițe. După cum bine se vede în imagini, primul raft este fix. În traducere este asamblat, este fixat cu ajutorul șuruburilor, hol șuruburilor sau a demontabilor, indiferent despre care este vorba. Următorul, da, este mobil, al doilea, al treilea, tot mobil, după care urmează unul fix, mobil și ar fix. Ne îndreptăm atenția și către o frumoasă bucătărie unde aceste rafturi de mijloc se recomandă să se construi ca fiind unele mobile. Pentru cei care nu știu, o să definim și acest termen de polițe mobile. Se numesc mobile deoarece aceste rafturi se pot detașa, se pot elimina la nevoie, în funcție de obiectele pe care le avem de introdus în aceste spații. Avem la dispoziție și găurirea multiplă, ce creează o diversitate în ceea ce privește înălțimile dintre aceste rafturi. Pentru implementarea acestor trei tipuri diferite de accesorii, o să folosesc același burghiu cu diametru de 5 mm. Pentru varianta numărul 1 și numărul 2, instalarea se face simplu prin presare cu ciocanul. E, dacă când vorbim de soluția cu numărul 3, aceasta este mai cu moț. În momentul în care îmi vom învârti de cama din dotarea accesoriului, vârful acestuia sau moțul, Va expanda în interiorul găurii tocmai efectuate cu ajutorul burghiului de 5 mm și astfel se va bloca în poziția dorită. Dacă pentru prima proeminență am găurit pereții verticali, pentru cea de-a doua o să perforăm raftul în dreptul fiecăruia dintre cei 4 pini necesari astfel vom face patru găuri în polița noastră. Cum este și firesc, după muncă și răsplată. Observăm cum raftul se așează perfect la locul final. Rezultatul, avem o poliță mobilă bine ancorată între cei doi pereți laterali, spre deosebire de varianta cu numărul 1 și cea cu numărul 2. Diferența dintre aceste două tipuri de accesorii este făcută de prezența unui manșon protector, fie că acesta este din silicon, fie că este din PVC. Dacă ți-a plăcut și ai învățat ceva nou, lasă și tu un comentariu, un like, că sunt gratuite, abonează-te, ai și un buton de mulțumesc. Eu sunt Constantin Barbu și până data viitoare îți urez spor în toate.